Și acum știrile pe larg. Poliția rutieră Glodeni în perioada 20-27 ianuarie a întocmit 32 de procese verbale pe diferite articole și au depistat 4 mijloace de transport deteriorate în urma accidentelor rutiere. Pentru evitarea accidentelor rutiere, cetățenii participanți la trafic sunt rugați să se echipeze cu anvelope corespunzătoare timpului de afară și să fie precauți în conducerea mijloacelor de transport. În perioada ultimii săptămâni, pe teritoriul Glodenei au fost înregistrate 4 accidente rutiere soldate cu deteriorarea mijloacelor de transport. Persoane traumatizate nu sunt în urma acestor accidente. În aceeași perioadă, au fost depistate 3 persoane în stare de ebrietate, cărora le s-au prelevat probe biologice pentru depistarea stării de ebrietate și s-au fost întocmite 32 de procese contravenționale pe diferite articole. În atenția conducătorilor auto, pentru evitarea accidentelor rutiere, poliția rutieră intervine cu rugămintea de a echipa mijloacele de transport cu anvelope de iarnă și să fie mai precauți în conducerea mijloacelor de transport. Statistica față de săptămâna trecută accidentelor este mai îmbucurătoare, deoarece săptămâna trecută pe teritoriul raionului Glodeni au fost înregistrate și accidente rutiere soldate cu traumatizarea a 4 persoane, iar săptămâna aceasta nu avem niciun astfel de accident. Având în vedere căderile de zăpadă ce sunt anunțate pentru perioada imediat următoare, eminența producerii de polei, carosabilul pentru conducătorul de vehicule auto trebuie să fie mereu pregătit pentru circulație. Foarte bun acum, mers. Nu pot spune așa. Scurățate, normal, nu am pretenții. Sunt puse materiale derapante pe drumuri? Da, sunt. Sunt foarte bine curate. Am mers și la Belz și la Glodeni, desori eu merg. Дороги нету рабочих или что подсыпать надо. Вижу, что материал есть, а работать некому. Фарти блин, это нормал. Да, каучук урбон, это сказано. Скумпи, да, мадинентилял, ладно. Pentru a reduce riscul implicării în evenimente rutiere nedorite, conducătorii auto trebuie să evite pe cât posibil conducerea autovehiculului în condiții de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanțe mari, în stare de ebrietate, viteza maximă admisă în afara localităților fiind cu 20 km/h mai puțin.